conferință de presă la finalul întâlnirii dintre Universitatea Craiova și Dinamo București, încheiată cu scorul de 2-2. Alături de mine, antrenorul principal, domnul Davis Mangia, împreună cu domnul Daniel Pârvu, antrenorul secund, cel care ne va ajuta cu interpretarea. Am să-i dau cuvântul domnului Mangia pentru câteva cuvinte, apoi aștept întrebările dumneavoastră. Mister? Abbiamo fatto un'ottima partita. Primo tempo discreto, il secondo tempo secondo me di altissimo livello, anche dopo preso il secondo gol. Abbiamo rimontato la partita e abbiamo avuto anche l'opportunità per ribaltarla completamente. Abbiamo fatto un match deosebit, in prima ripresa non ha fost de aceeași calitate, la fel ca a doua repriză. A doua repriză a fost de o calitate deosebită, ba chiar am avut ocazia să întoarcem rezultatul. Întrebări dacă aveți. Dobbiamo pensare sempre che possiamo far meglio, quindi l'obiettivo era vincere questa partita. È chiaro che con tutto quello che è successo è stata una grande reazione quella della squadra a riuscire a ottenere un punto. Io penso che oggi da tifoso del Craiova io vado a casa con l'idea che avrei preferito vincere, ma molto orgoglioso dei giocatori, perché hanno fatto secondo me una partita di veramente di grande livello. Ca suporter al echipei Craiova, astăzi mă voi duce acasă nemulțumit pentru faptul că nu am învins acest match, dar foarte orgolios de echipa mea. Într-adevăr, am avut posibilitatea să învingem, dar vom căuta să ne îmbunătățim prestațiile în meciurile ce urmează. Ne-ați surprins cu cei trei fundași cu care ați început partida. Sì, ma è il nostro modo di giocare, non c'era Thiago, volevo avere comunque un giocatore a sinistra, mancino, per cominciare l'azione. Abbiamo fatto la partita, alla fine mi sembra che io della Dinamo mi ricordo le due situazioni dei due gol, non mi ricordo altro durante la partita, quindi io penso che la squadra ha fatto molto bene. Echipa mea a făcut foarte bine. În ceea ce privește echipa Dinamo, nu mi-aduc aminte decât cele două goluri, altceva nu. În ceea ce privește cei trei fundași, este modul nostru de a juca. Thiago nu era în teren, aveam nevoie de un jucător de piciorul stâng, am început în modul acesta. Noi ci alleniamo durante la settimana su tutte le cose. Oggi ho anche cambiato, ho messo giocatori anche in posizioni che di solito non occupano, l'hanno fatto molto bene, con grande applicazione. Speriamo di essere dalla prossima partita un po' più fortunati e giocare in parità numerica e con 11 giocatori. Sperăm să fim mai norocoși de data viitoare, să jucăm în același număr de jucători, la fel ca și adversarul, sau măcar să jucăm în 11. În ceea ce privește situațiile care se ivesc pe parcursul meu, noi în timpul săptămânii ne pregătim pentru toate situațiile și pentru surprize. Astăzi am avut nevoie să pun anumiți jucători și în anumite poziții în care nu erau obișnuit să joace și au făcut-o bine. De ce atâta nervozitate în lot? No, ma non so se non so se è nervosismo così o se è stato provocato da quello che è successo durante la partita, ecco, però è chiaro che noi dobbiamo essere lucidi e sapere che noi faremo bene se metteremo sempre le partite dal punto di vista tecnico. Se le partite prendono un'altra piega, per noi diventa complicato. Noi trebuie să punem meciurile întotdeauna pe planul tehnic. Dacă se întâmplă să vedem lucrurile dintr-un alt punct de vedere, se poate avea o turnură neplăcută. Nu știu dacă a fost o nervozitate provocată sau era în
cadrul echipei. Eu cred că era o nervozitate provocată de cele petrecute în timpul meciului. No, non ho capito bene cosa è successo, quindi non posso fare giudizi così, non avendo visto bene quello che è successo, non lo so, quindi non posso fare nicio apreciere, non ho văzut ceea ce s-a întâmplat, deci non ho văzut ceea ce s-a întâmplat, deci non posso să fac nicio apreciere. No, e non sono arrabbiato, chiaro che dobbiamo essere attenti su quelle situazioni, però no. Nu sunt supărat cu Zlatinski, trebuie să fim atenți în asemenea situații. A fost decizia noastră de a muta cazonul de câteva minute înainte de începerea jocului, pentru că au fost multe mici care s-au pierdut și care trebuie cazonul nu dau neca jucătorii. No, ma noi lo bagniamo sempre, non è una novità. È sempre stato bagnato prima della partita, nell'intervallo. È una cosa che abbiamo sempre fatto, quindi no. Se capita di sbagliare qualche pallone perché c'è qualche errore, può capitare ogni tanto, ma non è di sicuro per il campo bagnato, anzi. Dacă se întâmplă să întâlnim vreo eroare, este greșeala noastră. De a uda terenul înainte și în timpul pauzei este o obișnuință, este un obicei al nostru, nu este pentru prima dată când se face lucrul acesta. Dacă ar fi să dați note pentru prima repriză și pentru cea de-a doua, care ar fi acestea? No, dateli voi i voti. Non è compito mio dare i voti. Io ripeto, il primo tempo è stato un primo tempo fatto bene, perché alla fine siamo partiti bene con un atteggiamento aggressivo. Il secondo tempo secondo me è stato ottimo, però poi le valutazioni è giusto che le dovete dare voi, è il vostro lavoro dare i giudizi sulla partita. Io ce l'ho il mio giudizio, però me lo tengo e ne parlo con i giocatori. In ceea ce privește aprecierile, las la libertatea dumneavoastră, de a da note. Noi am făcut prima repriză, o repriză bună, a doua repriză a fost optimă. Las la atitudinea dumneavoastră de a da note. La finalul jocului te-ai îmbrățișat prietenește cu Cosmin Contra, ai luat bafă la echipa națională? La finalul de meci, apreciat Cosmin Contra, le-ai fatto delle auguri? No, io intanto lo ringrazio perché è venuto a fare davvero dei complimenti prima della partita e anche dopo la partita, quindi di questo lo ringrazio. Poi leggo anch'io i giornali qualche volta, ho letto e gli ho fatto in bocca al lupo, poi non so se sarà, gli ho fatto in bocca al lupo perché potrebbe essere, quindi poi non è la decisione mia. Și eu citesc ziarele câteodată, i-am făcut toate urările de bine, dacă se va întâmpla lucrul acesta. Eu vreau să-i mulțumesc pe această cale pentru că a venit să mă felicite și la începutul meciului și la sfârșitul acestuia. Crezi că-ți va lua mai mult jucători decât a luat Dau? Sono decisioni che spetteranno a lui. La mia sensazione che potrebbe essere. La mia sensazione. Però potrebbe essere, può essere, perché spero. Perché i ragazzi stanno facendo bene, stanno facendo delle buone partite, quindi se saranno presi in considerazione io sarò felice. Eu cred, după senzațiile mele, că da, deoarece băieții mei, echipa mea, jucătorii, în momentul acesta au evoluții bune, deosebite, deci trebuie să fie luați în considerare. Vă mulțumim pentru prezență. Vă rog. Stai jos. Sono d'accordo. Dobbiamo cercare di concederne meno e sfruttare di più quelle che creiamo. Questa è la verità. Trebuie să speculăm cele ocaziile pe care le creăm mai bine și să concedem mai puțin adversarului. Vă mulțumim pentru prezență. Seara plăcută.